Irina Iancovici a câștigat primul set la 0 și începe cu serviciul în al doilea. Second set, Iancovici to serve. Se vede că e o jucătoare în criză de formă, Iveta Benesheva. Au fost 4 meciuri între cele două până acum, împărțite. Și totuși Benesheva nu arată ca o jucătoare care a bătut-o de 2 ori pe Iancovici. A fost surclasată în prima manșă. Nici Iancovici nu e o mare formă, dar nu se vede. Cinci duble greșeli pentru Iancovici într-un meci ușor. Ce se întâmplă când e presiune? Crește numărul cu siguranță. Mici noi pentru Benesheva, să vedem dacă o ajută. Nu are niciun pic de intensitate în joc cehoaica. Picioare. Parcă ar fi copleșită de căldură. E cald în state. Nu foarte cald pentru standardele din această zonă. Așa a arătat primul set. Nu cred că sunt tocmai corecte statisticile. Am văzut 2 greșeli neforțate în dreptul Benesheovei. Nu prea cred. Cred că a făcut 2 pe game, cel puțin. Nici statisticile astea nu sunt întotdeauna foarte exacte, foarte corecte, trebuie privite cu scepticism. Un punct frumos câștigat de Benesheva. Și încă o dată.
Dar nu greșește pozitiv încercând să finalizeze, să facă punctul ăla. Greșește aici o lovitură de repoziționare, nici măcar de repoziționare, pentru că nu era în defensivă, nu era sub presiune. O lovitură înaltă. De obicei o lovitură pe care o folosești atunci când ești sub presiune, atunci când încerci să câștigi timp pentru a reveni în centrul terenului. Și e numită moon ball. Nici Iancoviș nu joacă grozav. E cam greu să o faci când adversarul nu spune deloc probleme. În fine, primul game pentru Benešova. E un eveniment. Defulează cehoaica. Fost încărcată. Prea multă energie negativă. Multe duble greșeli. Sunt 3 în setul ăsta. Sunt 6 în total pentru Iancoviș. Nu va fi ușor pentru Iancoviș, deși primul set a fost așa, o plimbare prin parc. Nu va fi ușor pentru că Iancoviș e o contrapuncioare. De obicei trăiește din forța mingii venite de la adversară. Jucătoare cu lovituri, o realizatoare, ar fi zdrobit-o pur și simplu pe Benešova astăzi, în forma în care este cehoaica. Ar fi îngenuchiată. Iancoviș, no, nu e așa sigur, mai ales că nici nu e la nivelul ei maxim. Poate la 70%, dar nu mai mult. Frumos de mivole. Aproape, aproape de mivole. Acum o execuție destul de dificilă, joasă, sub fileu. Servește bine acum. Face serviciul Iancoviș. E 2-1, setul al doilea. Mai luăm o pauză comercială.